Eu mă grăbesc pe aici, încerc să coffee machine ăla e, microunde ăla e. Se trezesc ăștia fără electrocasnice acasă, că le-a furat Japonul pe toate. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Borfa Simulator 2018. Bine, n-are an în titlu, dar să zicem așa, Borfa Simulator ne pune asta să învățăm să facem, să furăm bijuterii, de fapt să le demontăm ca să le putem vinde la amane fără să ne prindă poliția. Ta 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 ta. Și mă sună vini. 107 Ok. Donut Shop Protection Plan. Auzi mă, ci că ăștia de la 107 nu vor să plătească taxă de protecție, frate. Cum adică vine asta? Pentru asta sunt eu aici, să-i conving prin metode. Ok. Cumpăr niște ponturi pe strada 107 ca să merg la oameni, să-i negociez cu ei, să-i conving frumos cu vorbele astea. Tena rutin. Să plătesc eu 350 sau să aflu eu rutina singur. Am la bani de nebunesc. Băi, asta e, da chiar. Ah, uite. Mamă, trebuie să cumpăr. Trebuie să cumpăr de 2600 ăsta de bijuterii. Așa că, bosule, cred că trebuie să jefuiesc alte case sau să fac și niște ce alte misiuni ca să mai îmi fac niște bani. Până la 2600. Auzi, ci că break or steal decoration. Băi, am mai fost la 108? Că aș merge la 108. Ok, cumpăr informații, o să mă duc la 108 să aflu rutina lor și cumpăr toate misiunile astea de la 108. A, dar uite că am și la 107. Break their toilet, break... A, mă pune... Mamă, îmi dă... Deci, fii atent. O să mă duc de 2 ori la ei în vizită, ca de obicei, eu așa vizitez oamenii, nu doar o dată. Știi cum e? Infractorul se întoarce la locul faptei. Deci cumpăr, bam, 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 la 107, nu cumpăr, le accept. Deci trebuie să le sparg toaleta, să le sparg geamurile și să le sparg paharele de vin la 107. Și dacă tot o să fiu pe acolo, din toate misiunile astea trebuie să fac vreo 900 de dolari, plus și o să mai fur de pe acolo, sper să nu fie cineva pe acasă în timp ce trebuie să sparg geamurile, că o să încurc rău de tot. Hai să mă duc pe la ei să văd ce se petrece. Așa, deci 107 vin, mă duc cu mașina direct în parcare. Îmi place să las mașina în parcare, că dacă o las pe stradă sau undeva, vin nebunii ăștia și încep să facă urât când am parcat mașina. Bine, că ia să sunăm noi la poliție. Ia să vedem noi ce face jupunul la noi în cartier. Așa că mai bine o parchez în parcare și toată lumea e fericită. Hai să aflăm rutinele lor, ca să știm și noi când să-i furăm. A, 107, deja știu aparent un pic rutina. Ia să vedem, e cineva pe acasă? Să văd dacă e cineva acum acasă. Facem gălăgie pe aici, să ieșim la geam. Pot să țip? Marfă, că dacă o să am cameră, văd că pot să pun aici. Nu cred că e recomandat să faci ce fac eu în văzut tuturor. Și nu înțeleg de ce dracu n-am putut să o sparg. Băi, ești prost, mi-am pierdut 2 lockpick-uri. Nu, 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 vine un boschetar să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic, șefuleței. De când mă uit și eu dacă sunt oamenii ăștia acasă și chiar nu-mi dau seama. Băi, ești nebun, nu-mi dau seama dacă sunt ăștia acasă. Hai să mai încerc o dată, că a plecat. Băi, ești prost, m-am chinuit jumătate de oră să deschid ușa asta. Fac gălăgie să văd dacă e cineva pe acasă. Mă, pare că nu vrea nimeni să iasă pe la niciun geam. Ce dracu se întâmplă? Aolo. Ce s-a întâmplat? S-a întors ăsta acasă. Fugi! Vine poliția! Trebuie să fug pe undeva, pe unde să nu mă vadă poliția. O să aleg pe aici, pe undeva. Mamă, aolo. Fii atent că mă prinde! Aproape m-a prins! Nu mă mai vede. Dă-l naibii că nu știe polițistul de mine. M-a pierdut. A luat-o pe strada aia. Aha, vine alt polițist pe partea elaltă.
Vine în viteză, băi, și prost resurs scările astea. Băi, e cam ușor să scap de poliție, nu este de greu. De la acolo. S-a dus la familie. Mă caută. Dar ei habar n-au că eu sunt ultra camuflat și eu mă ascund în cel mai apropiat boschet. Opa. Mă cam vede un om. Hai să mă prefac că nu se întâmplă nimic cu mine, să n-anunțe și ăsta poliția. Mi s-a redus la ăstea. M-a văzut și ăsta. E ok, mă, aparent ăștia nu știu să caute în boschet polițiști, e ok. Totul e bine. Aolo, m-au văzut oamenii. Am nu mai scap de polițiști odată. Fii atent, mă ascund în... cu noi. Deci dacă nici acum nu scap de ei atunci când am scăpat de ei, hai să ne întoarcem. Bă, nu pot să mă pun pe crouch, că imediat mă detectează ăștia. Nu pot să mă pun și pe vine, să umblă și pe vine. Dar îmi place că nu mă suspectează nimeni că am mănuși negri și toate astea. Ah, deci ăștia sunt acasă și acum. Când vine asta, mă, o oră, două, deci 5. Pe la 12 cred că pleacă ăștia. Hai să dorm până la 12 și să le spar casa în două. Trebuie să spar toate toalete. Aolo, de ce am pornit eu mașina? Ok, nu contează. Bă, și am selectat 11 și da, sunt plecați, dar aparent a venit unul înapoi, deci trebuie să selectez vreo 9, pe la 9 nu sunt acasă ăștia. Bă, la ce de ăștia, că ei numai ziua nu sunt acasă. Nu pleacă unul noaptea, mă, când e mai ușor. Toată lumea pleacă numai ziua, când mă vede toată lumea. Toată lumea, toată lumea, sare acum cu mine. Deci, am selectat cât de cât ok timpul. Bine, puteam să selectez chiar mai... Hai să văd dacă au intrare prin spate, ca să nu stau în față să mă vadă toată lumea. Fur și tu ce pot să fur? Trebuie să le sparg astea. Nu merge? Așa. Le-am spart paharele astea să nu mă vadă lumea de pe stradă, frate, că fac curât ăștia. Hai că să vă dau și vreo intrare prin spate. Au, frate, au! Mă, nu înțeleg cum funcționează asta, doar trebuie să apăs aparent și deschide automat. Nu-mi trebuie pic de skill să deschid cu ăsta. Ok. Bă, o să se apropie unul acasă. Eu mă grăbesc pe aici. Încerc să cofi mașina la ei. Microunde ăla e. Se trezesc ăștia fără electrocasnice acasă. Că le-a furat jupunul pe toate. Break toilet și break... Hai că mai am puțin până vin ăștia. Să fur și ăsta, pot? Am putut să iau și telefonul, perfect. Și că break window on second floor, break the toilet. Unde dracu e toaleta aia? Uite aici. Hai că mai am puțin și vine ăsta acasă! Și ce mai am de spart? Jewelry. În dormitor au bijuteriile. Pot să le iau, dar nu pot să le spart deocamdată. E bine că l-am luat oricum. Și ce mai trebuia să spar? Break the window. Ok, am făcut și asta. Și acum să plec pe unde am venit. Am mai știu pe unde am venit. Și o să vină unul exact acum acasă, așa că trebuie să tulesc cât pot eu de repede. Și am reușit, frate. Și iar sunt pe stradă și totul este normal. Nu fac nimic dubios. Totul e perfect. Am reușit să fur până și bijuteriile. Credeam că nu pot, dar... Îmi trebuie skill-ul ăla doar ca să sparg bijuteriile în... Ca să pot să le vând la amane, nu să le și fur. De furat e ușor să le fur. Doar să nu te prindă poliția după e mai greu. Apropo, să nu faceți așa ceva acasă. Nu e frumos să fur. E, decât de la aia bogații corupți, aia din... Știți voi cine? De la aia, frate, puteți să-i lăsați în țoarele goale că nu mă supăr. În rest nu e frumos. Am terminat misiunea în Hot Simulator, mi-a dat nota E. Ia, iar mă sună Vinimo. Da, deci trebuie să...
Am misiunea să sparg bijuteriile. După ce o să vând toate chestiile astea... am deja 1700... 2700 am făcut doar cu misiunile alea. Deci pot să cumpăr chestia asta. Ok. Despar bijuterii. Asta mai îmi trebuia, mă. Ia să văd. Ok. Aici se va întâmpla toată șmecheria. Nu știu dacă am băgat în skill. Am băgat? Appraisal level 2, da. Mai am un skill în care pot să bag și nu știu în ce să bag. Deocamdată nu bag în nimic, că cine știe ce mă pune asta să fac mai încolo. Wow! Brățara asta. Mamă, cât de mișto arată! Am crezut că s-a blocat. Se cam punțitinit așa. Nu știu, nu știu ce trebuie să fac. Mamă, bateți lumina prea tare în chestia asta. Așa se întorc asta. Distance... Deci... Ok, deci trebuie fiecare în parte să o scot. Am înțeles. Nu merge să scot asta. Mamă, cât de tare îmi place! Îmi place să dezmembrez bijuterii, pietre prețioase. M-aș fi făcut bijutier în altă viață. Hai să vedem și... Nu mă lasă, trebuie să scot lanțurile. Deci trebuie să dezmembrez bucată cu bucată. Și trebuie să selectez prima oară. Ce are, mă, frate? Nu vrea să... dezasambleze. Trebuie să selectez partea care trebuie. Și după pot să le colectez și pe celelalte. Sunt curios câte mi-a pe lanțul ăsta în total. După toată munca asta ce am depus-o. Ok. Mai am un pic. Haide. Și acum ce, încuietoarea mea... Nu-mi iau bani și pe asta, frate, aur! De ce să nu-mi iau bani și pe aia? Aparent nu prea pot să selectez. Mamă, dar durează mult să... dezasamblez bijuterie, nu credeam. Cred că mai întreb... Apropo, mi-au să aminte, trebuie să-mi iau niște lockpick-uri. La mine. Așa. Și oare după ce... dezasamblez asta o să se închidă? Gata, s-a închis ea. Iar m-a sunat, mă, vine. Acum mă învață și să... vrea să învăț să sparg safe-uri. O, mă, ușor, abia am învățat să sparg bijuterii. Și probabil chestia aia de safe mă va costa miliarde de tone. Eram sigur, deci mă costă 2500 de dolari. Mie, dar s-ar putea să fac niște bani cu... asta ce fac acum pe bijuterii. Ia să văd cât îmi iau la mane pe toate astea ce le-am furat. Am ajuns la mane la băiatul nostru Igor. Igor, ce faci, mă? Mamă, astea când le-ai prin tier? Ia să văd cât îmi dai pe asta. Mamă, îmi dă 800 pe brățară. Wow. Am făcut la bani, de-am nebunit, dar tot trebuie să mai fac bani. Și am dat spargere, unde am dat eu spargere? La 107. Dar nu m-am uitat atent deloc în casă să văd ce mai au pe acolo și cred că o să mă întorc la ei. Nu? Wow, am ajuns să caut în gunoi, frate. Nu, mă, nu, n-am ajuns, nici chiar așa. Hai să mergem în... tot de la aceeași adresă și să vedem ce mai au ea prin casă. Nu-i lăsăm așa, frate, pur și simplu. Și pentru că trebuie să mai dau câteva spargeri până să am acces la... să pot cumpăra chestia aia de safe. Căștile alea și așa mai departe. Mai sparg casele. Și e mai ușor să spargi casele la astea care le știi deja. Secretele, rutinele și... intrările, ieșirile și așa mai departe. Faza nașpa la ăștia e că unul va veni acasă foarte repede. Dar nu cred că e ușor, e greu din moment ce îi învăț rutina lui ăla pe unde stă el de obicei. Ia să mă duc în 107. Uite, unul e în casă. Grădinărește, mă, ăsta de obicei, am înțeles. Nu știu ce e, femeie sau... Deci de obicei stă în grădină pe la ora asta. Hai să vin pe la un 9, parcă nu mai țin minte. Cred că pe la 9 trebuia să vin. Ok, și s-a făcut 9.
Am venit prea târziu, deci nu trebuie la 9, trebuie pe la un 8 să vin. Oare dacă mă pun să sparg ăștia, vor zice ăștia ceva? Aolo, am doar un lockpick. M-a văzut cineva. Nu, 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 nu. Pa, al dracu, ce m-ai raportat tu repede? Eu te l-am și pus mâna pe telefon. Mă duc repede în Tomberon. În safe house-ul meu. Aici e casa mea de siguranță. Hai mă, intră. Ăla e. Și n-am nicio problemă acum cu poliția. Poate să mă caute, frate, în tot orașul, că nu pas. Au plecat ăștia. M-au lăsat în pace. Mă întrebare dacă dispar de pe hartă sau doar își dezactivează sirenele și nu mă mai caută. Oricum, ăștia se vor întoarce acasă, nu mai am timp să intru acum. Trebuie să dorm iar până la 8 dimineața de data asta. Măcar știu la ce oră trebuie. 8 dimineața. Ok, și 8 dimineața. Bă, frate, tot ăsta e aici, amu. N-a plecat. Aștept să plece nebunul ăsta, dar mamă câtă lume trece. Până acum nu trecea nimeni. Nu știu dacă mai au ăștia alte intrare în afară de asta. Sper să nu-mi stric lockpick-ul, pentru că am încurcat-o. Dacă o stric, am doar unul la mine și o să mă enervez rău. Hai că a mers. Ăsta e aproape să mă vadă, dar acum te apucam pe tine să treci pe aici, frate, fix când trebuie să intru și eu în curte. Hai să mă prefac că mă uit. Wow, ce flori frumoase! Boschez de va. Ce boschez frumos, foarte frumos, foarte, foarte frumos. Hai, plec de aici. Mă duc să-mi continui treaba. Și acum, îmi place ăsta level 3 că face tot automat, nu trebuie să fac eu nimic și nu se strică niciodată. E superb. Acum trebuie să fur ce pot de la pa... A, dar nu. Că din moment ce o să mă pun să fur de la parter... Oh, bani! Mamă, câți bani țin ăștia aici! La intrare ești nebun? N-am nicio problemă. Am 2 ore, cred, până pe la 10. Ba nu, până pe la 11. Wow, UFON! Am găsit UFON, dar e cam spart. Hai să mai vedem altceva. Nu, nu, nu car printerul cu mine, stai liniștit. Am găsit un Nokia, un fel de Nokia, numai că e Nokia. Probabil ca să nu-și ia copyright. Să poată să funcționeze jocul ăsta, nu pot să le numesc în varianta lor originală, așa că pun nume din astea, UFON și nu mai știu ce. Bă, frate, tot e bine și frumos aici. Faza e când o să vină ăsta, că o să dea... Când vine proprietarul, când va vedea tu ce a dispărut de pe aici, va cam chema poliția, știi? Și trebuie să o tulesc cât pot de repede înainte să vină. Nu știu dacă mă duc sus la etaj. Aolo. Dacă aș putea să scap de poliție. Pentru că etajul... Ce dracu m-am? Am spart și asta ca să ies afară. Bă, nu mai fur ceinicuri. Asta făceam înainte, acum sunt la alt nivel. Hai că mă mișc destul de repede, văd, deja am trecut la etaj. Bă, dar câte Nokia-uri au ăștia, mă? Ești nebun în casa asta. Cam multe. Ce fac cu atâtea telefoane? Am spart casa lui Steve Jobs. Ia uite, și un UFON. Și ce mai e, mă, pe aici? Au alarm clock. Nu e greu, pot să-l iau. Bă, se apropie unul. Pot să mă ascund aici. O să se apropie unul. Hei! Cred că m-a văzut ceva pe geam pentru o secundă. Ok, iau astea. Hai că mai am puțin. Inventory full. Aici, mamă, ce de-asta rafturi au în baie ăștia. Deci am furat. Am furat tot ce am putut. Hai să ies acu din casă până nu vine nebunul. Mai are foarte puțin și vine. Și o să anunțe și poliția când vine, logic. Ieșim frumos. Aici stau, băieți. Nu, nu-i nimic în regulă. Eu aici stau. E tot ok. Hai să mă duc. Și să vând tot ce pot la manet, ca de obicei. Mai întâi trebuie să ieși de pe hartă. Îmi place chestia asta, că trebuie să ieși frumos de pe hartă. Abia aștept să văd jocul evoluând și când vor băga cartiere noi, va fi super șmecher. Du-te, bă, de aici. Tu crezi că treci pe trecerea de pietoni? Mă grăbesc.
Wow, și câte am furat, frate, nici nu le-am ținut cont. Am făcut la XP, am făcut level 10. Vorbesc cu ăsta. Vând tot ce pot, ia să văd. Câți bani am făcut? 2300. Tot nu mi-ajunge, tot mai trebuie să fur ceva. Din ce știu eu, ia să mă duc acasă să văd. Ok, îmi trebuie 2500, am 2300. Hai, dacă tot sunt aici, să mai cumpăr niște de-astea de lockpick. Nu mai știu că trebuie oare să cumpăr și asta. Am destui bani, nu mă deranjează. Și acum, steal your forms. Să mai vedem, rent attack, ce vor ăștia? Pe la 113 și 112 am spart casele astea de 100 de ori. Black Bay. Black Bay. Mam. Oh. A, nu, ăștia vor părți de mașină. Hai să dau o tură pe la 112 și să fac o misiune simplă pe la 112. Hai să iau și misiunea de la 113 și văd care o aleg, ori 112 ori 113. Sau ambele, de ce nu ambele? Să fac niște bani. A, și sunt bow, am... Pot să bag în lockpick level 4. Dar îmi trebuie 2 puncte! Îmi trebuie 2 puncte să bag în lockpick level 4. Ia să vedem ce știm noi despre casa 112, că nu mai țin minte nimic. Și 113? La 113 știu că pe la 10 sunt plecați. Am furat oricum ce aveau pe acolo. Și 112 pe la 1. Fii atent, fur și de la unii și de la alții. Mă duc la 113 pe la 10. Mă duc într-o parcare, 113 am zis, cred. Mă duc într-o parcare, dorm și mă duc pe la 10 la ei. Ei, nu sunt sigur dacă sunt ăștia acasă, m-am dus cred că prea devreme. Fac tot la fel, un pic de zgomot, dar cred că nu sunt acasă. Bă, dacă fac zgomot și nu se arată nimeni, e clar că nu-i nimeni acasă. Asta e strategia. Aveam aici o intrare simplă. Mă, dar arăta altfel lockpick-ul ăsta. L-a schimbat că a făcut update sau are l-a schimbat că am avansat eu? Asta chiar nu-mi explic care din el. Bă, sper că nu e. Deci, trebuie să sparg ceva. Break or steal the pier decoration. A, asta de aici trebuie să o... A, pot să o și fur? Logic, Alex, o fur. Mi-am cam spart lockpick-ul ăsta, era. Să mai văd ce au mai făcut ăștia prin casă, oare? Mai au și altceva prin casă de data trecută? Ceva ce n-am prins eu? Cine știe? Ok. Nu știu dacă se adaugă chestii noi, gen dacă își cumpără lumea alte chestii, pentru că am mai furat casa asta. Nu știu dacă am furat pe episoadele care... episodul, de fapt, care l-am făcut, sau am furat pe alea 3 care le-am pierdut. Dar, în orice caz, am continuat jocul ăsta pentru că am văzut că până la urmă vă place și am meritat să mă chinui să mai salvez ce am putut să salvez din joc. Și... aia e. Bă, nu mai găsesc nimic de valoare pe aici. Mă jur. Ce e asta? Cutie de ceai. Ce naibii fac eu cu ceai aici, nebun? N-am ce mânca acasă. N-am ce ceai bea acasă. Am găsit o vază. Să zicem. Arată mai bine. Și ăsta e dormitorul lor, așa sărac. Au dita mai vază de par aici. Ia să caut în rafturi. Poate rafturile sunt secretul acestei chestii. Bum bum, bum bum. Nu, nicio șansă. Bine, mă, o să... logică fur. De ce să spar când pot să fur și îmi dă și bani? Hai să le fur și chitară, că am destul spațiu în ghiozdan. Și n-am niciun ban ăștia băgat. I-am lăsat falis pe ăștia, mă, de câte ori am trecut pe la ei. Cum e să treci de atâtea ori, frate, să-ți calce hoțul de atâtea ori și tu nici acum nu ții, nu știu, vreo protecție, alarmă. Poliția nu prea face nimic, după cum vedeți, nu mă prinde nici dracu. Înțeleg. Ce poliție e în jocul ăsta? Poliția română? Nu înțeleg cine activează pe acest perimetru. Haideți să terminăm misiunea asta, ne ducem la Amanet, la Hamanet, la prietenul nostru Igor, așa i-am zis că are față de Igor,
Nu mă interesează cum îl cheamă. Să vedem cât ne dă pe chestiile astea ce le-am furat. Bă, dar eu m-am pus la sombă în loc să plec cu mașina. Am uitat că trebuie să plec cu ea. Am uitat partea asta. Dar nu-i nimic. Îmi aduc aminte. Ok, ia zi Igor, am level 11, ce-mi dai pe astea? Îmi dă doar 70 pe para asta, vai de capul ei. Am luat și pe chitară mai mult. În orice caz, ia, voi băga în locksmith. Episod viitor voi învăța lockpicking level 4 și văd, mai dau niște furturi după, probabil o să spar și un safe în episod viitor. Țineți aproape dacă vreți să vedeți în episod viitor cum sparg un safe. Eu am fost Jupon, rupeți butonul ăla de like dacă vreți să vedeți seria asta foarte, foarte lungă. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă salut, la revedere!